Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar, să colinde țara toată, din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dregători, cu noroadele blajine de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară, la o margine de crâng, ca un piet măgar nătâng, niște lupi, cum îl văzură, se repele ei pe loc și într-o clipă își făcă grămădindu-l la mijloc. A, stați, mișeilor, ajunge! Că vă rup în dinți acuși! Strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați, voi oare, cu iubiții mei supuși! Lupii, cunoscându-i glasul, îndărățău tras pe dată și de frică se făcură mici, ca niște cățeluși. Maria ta, iertare, zise cel mai diplomat.